nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea-i turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută prin lume sus. Să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume, suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece, pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece, pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujba?
vorbele cu rost. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe mai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, se împărătășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcire mai pe toți. De satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt.
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om.
și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 14 iunie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Proroc Elisei. Acesta a fost fiul lui Safat din Alemut, din pământul lui Ruben, și pentru el s-a făcut semn, căci atunci când s-a născut el în Galata, vițelul cel de aur ce era în Silom a țipat tare încât s-a auzit și în Ierusalim. Iar preotul a zis, din pricina arătării, că proroc s-a născut astăzi în Ierusalim, care va strica cele cioplite și va zdrobi cele vărsate. Și a făcut Dumnezeu multe semne prin mâna prorocului Elisei, deci murind a fost îngropat în Samaria, în Sevastopoli. Acesta a prorocit pentru venirea Domnului și a vindecat apele din Ierihon, care erau sterpe și sărate, zicând, acestea, zice Domnul, vindeca voi apele acestea și s-au vindecat. A înviat și morți și a curățit de lepră pe Neeman sirianul și a făcut de s-au umplut de lepră Ghezii, sluga lui, pentru iubirea de argint a lui și pentru neascultare. Și mort fiind, a înviat pe un mort și a despărțit curgerea Iordanului, lovindu-l cu cojocul lui Ilie, încă și alte multe minuni a făcut. Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Metodie, arhiepiscopul Constantinopolului. Acest sfânt și mare arhiereu al lui Hristos, Metodie, a trăit pe vremea lui Teofil Iconomahul, deci înfruntând și mustrând rătăcirea eresurilor și a hulitorilor de icoane, cu dovediri înțelepțești și cu mărturii din Sfânta Scriptură și îndreptând în bisericele lui Dumnezeu credința ortodoxă și pătimind multe nevoi din partea ereticilor, pentru că se închina cinstitelor și sfintelor icoane, a adormit în veci, izbăvire de necazuri cerând nouă tuturor. Și se face prăznuirea lui în sfânta casă, în care se află cinstitele sale moaște, care este în lăuntrul bisericii celei mari a sfinților și a tot lăudaților apostoli. Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Iulita, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea cuviosului Nifon, cel ce a sihăstrit în muntele Atosului la anul 1330 și care cu pace s-a săvârșit. Sfântul Nifon Atonitul a trăit în secolul al XIV-lea și a fost fiu de preot. Pentru Hristos a luat calea monastică, dar a fost repede hirotonit preot. Dar dragostea lui de osteneală și liniștire l-a adus la muntele Athos. Aici el a purtat lupta cea bună mulți ani, sub îndrumarea starețului său, Sfântul Maxim Cavsocalivitul. Sfântul Nifon a murit la vârsta de 96 de ani, fiind slăvit de Dumnezeu cu darul facerii de minuni și al discernământului.
Tot în această zi, biserica noastră dreptmăritoare face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei, din insula Ciprului. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.